mie să trezesc la 7 și la 7 și 10 pleacă. Face o oră până la școală. Iarna e mai greu. Este foarte frig. Atunci când e frig, nu. Nu merg. No, dar nu se întâmplă. Ursul chiar vine. Chiar până lângă gardă a venit. A venit, eram într-o curte la un vecin și stăteam acolo. Și odată s-a auzit gardul cum a părâit, cum a trecut. Și face vecina, căută ursul. Noi n-am crezut cu vecinul și când a venit mai devale, a venit, a ajuns în drum. A țipat vecinul și s-a dus, a plecat pe drum. S-a dus pe drum și după aia a trecut gardul și s-a dus în pădure. Și după aia a doua seară iar a venit. Îmi place, da, să merg la școală. Povestim, râdem. Îmi place că în toate materiile, geografia. Pentru că înveți foarte multe informații. De oceane, de alte țări. Dacă n-ar fi școala, foarte rău. Pentru că ar trebui să mergem în alt sat la școală. Dacă treci în dealul, se vede lacul și mănăstirea. Lup, a fost vecinul și un lup. Ursul vine, cam vara vine, că simte verdeață, trifoaie pe coastă și de-aia vine. Nu, se duc, n-au treabă și acum a venit cel mic, a venit singur. Singur a venit. Cu punem în pământ, cartofi, de toate punem. Cam cu agricultura, cu animale țin. Am avut și vacă și avem 2 porci și apa este afară. Nu, numai un cal, atât. Da, ajunge. Aia n-o punem, n-o folosim, decât iarna să ne plimbe cu Sani. Copiii de abia apucă să ningă, să se dea cu Sani. El a rămas în urmă că nu... Din cauza la semnal, n-a putut să intre, că nu a fost bun de nicio culoare. Când vătea vântul... Când bate vântul ăsta, nu merge deloc. Nu, mai bine să duc la școală decât să stea acasă. Păi acasă, zice, mami, îmi schimb mieiță. Mami, când, deci până nu intra la ore, nu-i trebuia nici apă, nici mâncare, nici nimic. Mami, mi-e foame. Mami, vreau să mă duc la baie. Cred că într-o jumătate de oră, cred că mai mult e, să ridică după scaun. Acolo e altfel. Anul trecut a fost clasa 0, foarte greu, nu? Cum? E doamna, le făcea pe foaie, le-o arăta și trimiteam, le făceam poză, trimiteam înapoi. E bine, mai încercați. Da, lângă cel mic trebuie să stăm non-stop. Îl mai aruncă foarte mult afară de la asta, până intri, că durează. Doamna predă. Nu, e foarte. Mai bine, acolo să duc, știu o treabă.